Principala problema pe care eu o văd în acest minister este o chestiune de asumare din partea echipei ministerului în rezolvarea unor probleme despre care lucrurile se cunoșteau, cu privire la care lucrurile erau clare, însă se tergiversa luarea unor decizii eminamente manageriale. Mă refer la mai multe aspecte care privesc, pe de-o parte, aplicarea legii pensiilor, într-adevăr, mă refer la aspecte care țin de eficientizarea activității în interiorul instituțiilor din coordonare, mă refer, desigur, la modul în care se lucrează cu publicul în petițiile și, în, în general, în legătură cu întrebările pe care Beneficiarii noștri le au față de aplicarea legislației, și în legătură cu care văd răspunsuri evazive, văd un mod de a lucra care nu servește interesului public, și acest lucru pentru mine este foarte serios. Sunt în momentul acesta puțin peste 3.000, în urma unui efort susținut depus în ultima lună și jumătate. M-am implicat personal pentru că am primit extrem de multe mesaje de la pensionari, sesizându-mi faptul că nu li se răspunde, în primul rând. Pe mine ce mă deranjează este mai ales faptul că nu se comunică cu beneficiarii noștri, nu li se explică oamenilor unde sunt problemele. Și uh, cred că una dintre explicații ține de lipsa de asumare. Cred că fiecare dintre noi, acolo unde lucrăm, indiferent de poziția pe care o avem, trebuie să ne facem treaba și trebuie să răspundem pentru modul în care ne o ducem la îndeplinire. Prin urmare, m-am implicat personal, am cerut foarte multe informații legate de cauzele care duc la dosarele întârziate. Am impus un ritm de lucru susținut, am încercat să înțeleg care sunt motivele și am cerut în primul rând să se comunice cu beneficiarii. Cea mai mare parte din dosare este rezolvată. Am plecat de la. 14.000, aproape de 15.000 dosare cu termene mult întârziate și am ajuns la 3.200, ceea ce vă arată faptul că se poate, ceea ce vă arată faptul că momentul în care stabilești o prioritate și te ții de ea, o poți duce la îndeplinire. Sigur, numărul, numărul nu mă satisface și trebuie să continuăm în același ritm. Vreți să spuneți că e mai probabil mai degrabă o problemă de resursă umană decât de infrastructură IT sau de probleme tehnice? Este, în primul rând, o chestiune de management. Uh -huh. La nivelul caselor locale de pensii, fiecare responsabil de echipă trebuie să și împartă rolurile în echipă, așa cum consideră, pentru a atinge eficiența stabilită. Cu siguranță avem în multe locuri din țară și o problemă gravă de lipsă de personal, aspect pe care îl voi aborda cu prioritate și voi trata de la caz la caz situațiile întâlnite, dar rămân la părerea că este în primul rând o chestiune de... Abilități de a conduce eficient o echipă, și uh, s-a văzut că atunci când ne-am fixat niște priorități, s-a văzut că atunci când am învățat să lucrăm pe ținte foarte clare, se poate face diferența. Situația pensiilor speciale, uh, creferii au fost în stradă, acum magistrații, ce credeți că va rămâne din eliminarea? Câte pensii speciale vor fi eliminate și câte rămân în 2020? În primul rând vreau să precizez faptul că problema pensiilor speciale în opinia Partidului Național Liberal, având în vedere că ele au fost create prin diferite acte normative, au fost create prin legi ca urmare a lobby -ului multora dintre domeniile de activitate afectate de aceste reglementări, considerăm că răspunsul la această problemă trebuie să vină tot din Parlament. Partidul Național Liberal a avut un proiect de lege pe circuitul parlamentar și s-a poziționat cu fermitate pentru interzicerea, pentru eliminarea pensiilor speciale, cu excepția celor prevăzute în deciziile Curții Constituționale. Și pentru uh, prioritizarea în România a principiului contributivității. Practic, trebuie să primești și acest lucru trebuie să fie valabil pentru toată lumea, pe măsură ce contribui, atât cât rezultă la sfârșitul activității tale profesionale. Uh, că tot mă întrebați de bilanțul uh, de finalul acestui an în Ministerul Muncii. Cred că noi, ca societate, Trebuie să fim corecți și trebuie să stabilim corectitudinea în centrul deciziei guvernamentale, pe de-o parte, respectiv, ca societate, trebuie să acceptăm că trebuie să primim atât cât contribuim. Dacă unele categorii au um, oportunitatea de a avea acces la decizii mai ușor, nu înseamnă că acest lucru trebuie să influențeze și trebuie să ducă la beneficii speciale față de alte categorii care nu au această posibilitate de a ajunge ușor la decizie și deci ca atare problemele lor specific cu activității lor nu se regăsește în prima linie a deciziilor. Prin urmare, sunt pentru respectarea principiului contributivității și cred că în Parlament trebuie să se ia o decizie pe acest subiect pentru a face, dacă vreți, un gest de dreptate pentru toate categoriile active din această țară și care, ajungând la vârsta pensionării, trebuie să beneficieze de um, venituri coresp în corespondență cu perioada lucrată și cu activitatea pe care au desfășurat-o, în mod just. Dar o să rămână, nu? În 2020 o să existe categorii de beneficiar cu pensii speciale. Nu o să puteți practic aplica acest principiu pe care vi-l doriți să-l aplicați al contributivității. Spuneam că eu sunt pentru acest principiu ca bază a așezării lucrurilor în mod corect în societate, dar sunt responsabilă de aplicarea legii și voi aplica legislația, legislația așa cum este pentru că nu este o opțiune, este o datorie a oricărui om care se află într-o funcție de decizie. În același principiu pe care l-am enunțat anterior, anume al justei așezări în societate a veniturilor, a pensiilor, în raport cu, cu ceea ce ai contribuit în viață, răspunsul meu este la fel de categoric. Ceea ce numim pensie socială este o formă de sprijin social pentru cei care nu au avut contribuții în sistem. Rămân la părerea că între cei care au avut, și cei care nu au avut, trebuie să există o diferență. Sunt um, extrem de empatică cu cei care nu, nu au posibilități de, de a-și acoperi cheltuielile lunare. Mă preocupă acest subiect, a fost o discuție în echipa guvernamentală și nu am închis discuția cu privire la acest aspect, însă. Între cei care nu au contribuit, nu se regăsesc în sistemul de pensii contribuțiile lor. Și cei care au contribuit, trebuie să există o diferență pentru ca oamenii să poată vedea um, beneficiile contribuției lor în sistemul de pensii. Prin urmare, acolo unde nu există contribuții, totuși statul a găsit de cuvință să-i sprijine pe acești oameni, pentru că au nevoie de venituri cu care să-și plătească cheltuielile, însă trebuie să facem diferența între cei care au contribuit și cei care nu au contribuit sau au lucrat, dar nu, nu se regăsesc contribuțiile lor în sistemul de pensii și, repet, pentru această categorie statul a înțeles să le acorde o sumă de bani cu care să-și acopere cheltuielile. Spuneam că nu am închis subiectul, mă preocupă tema și pe parcursul anului viitor voi și veni cu câteva propuneri, câteva, câteva linii de acțiune pentru echipa guvernamentală, urmând să decidem în consecință. Spuneam că mă preocupă să găsim soluții juste pentru toate categoriile de beneficiari, însă de așa manieră încât să existe o corectitudine între cei care totuși au contribuit și au ajuns la un nivel de pensie pe baza contribuției insuficientă pentru nevoile pe care le au iar prin comparație cu cei care fie nu au contribuit, fie au lucrat, dar într-o formă de muncă, în urma căreia nu se regăsesc contribuții în sistemul de pensii, și este foarte greu de cuantificat concret care este exact contribuția lor. Nu există documente care să certifice acest lucru și e foarte greu de, dincolo de simpatia față de, de nevoile lor și de problemele lor, pe care vă rog să mă credeți cu o am. Sunt acest gen de om care um, empatizează foarte mult cu, cu tot ce înseamnă cazuri sociale cu tot ce înseamnă situații la limită ale celor uh, care au nevoie de resurse pentru a trăi. Cu toate acestea, sunt în situația în care trebuie să respect un principiu, și anume acel al contributivității în sistemul uh, de pensii și, repet mă preocupă subiectul, dar n-aș vrea să lansez uh, în acest moment în lipsa unei. Profunde analize pe acest subiect, orice informație care să perturbe spațiul public într-o direcție sau alta. Eu am inițiat această propunere având convingerea că în sistemul public trebuie să privim lucrurile foarte corect. La 45 de ani, ești în plină formă de muncă. Este profund injust să te pensionezi, după care să te întorci în sistemul public și sunt cazuri de persoane care se întorc chiar în aceeași instituție și să-ți continui activitatea. Sunt uh, convinsă că această reglementare nu va inhiba pe cei care sunt în uh, formă optimă de muncă și care uh, se vor îndrepta spre zona privată și cred că este nevoie de expertiza lor în domeniul privat. În același timp, cred că cei care au înțeles că a venit momentul să fim corecți, cu privire la resursele publice, vor face opțiune în termenul de 15 zile și vor alege între pensie și salariu. Reglementarea de ieri cu privire la excepțiile la care vă referiți, a venit ca urmare a mai multor consultări cu partenerii sociali, respectiv ca urmare a numărului semnificativ de mesaje pe care atât eu cât și premierul, cât și membrii cabinetului le-au primit de la um, profesori din învățământul preuniversitar, mai ales cadre didactice care au răspuns nevoii comunității de a-și continua activitatea pentru că nu există alternativă. Respectiv, de la cadre medicale care ne-au demonstrat în mod obiectiv care este aportul lor în, în domeniile în care, din nou, expertiza lor este, este relevantă, este necesară. Au fost uh, uh, foarte multe semnale pe care le-am primit de la actori, de la oameni de cultură. Care ne-au semnalat faptul că, în domeniul în care lucrează, oamenii um, îi apreciază pentru ceea ce ei fac în diverse situații, cum ar fi actorii care joacă în piese de teatru și care reprezintă un nume în, în, în acest context, și care sunt um, personalitățile pentru care publicul vine să vadă un spectacol. Toate aceste situații de viață, pentru că legile trebuie să țină cont de situațiile de viață și de ceea ce se întâmplă în realitate, respectiv semnalele pe care le-am primit de la asistenții personale ai persoanelor cu dizabilități, ne-au determinat să facem anumite corecții în, în, prima, în propunerea pe care noi am avansat-o inițial și să reglementăm de așa manieră încât activitatea acestora să continue, dar doar în măsura în care nu există altă soluție pe care să o ev evalueze de la caz la caz managerul cel care conduce, care administrează respectiva unitate de învățământ, unitate sanitară, teatru, etc. Reglementarea noastră pune accent pe responsabilitatea fiecărui conducător de instituție care trebuie să evalueze în ce măsură există alternative și care trebuie să decidă just astfel încât să-și poată continua activitatea în mod normal. În domeniul educației, cel puțin, sunt mult, foarte multe cazuri în care profesorii pensionari sunt chemați de către angajatori, de către instituție, solicitați să revină la muncă. Mai ales o... în mediul rural, uh -huh. mai ales în mediul rural și în urbanul mic, sunt unități de învățământ um, astăzi, dar va trebui să schimbăm acest lucru. Astăzi, neatractive pentru tinerii absolvenți, pentru cei care ar putea fi tineri profesori în aceste unități de învățământ. Eu personal cred că acest lucru trebuie schimbat și ar trebui să fie un obiectiv pentru toți cei care conduc unitățile de învățământ din mediul rural. N-ar trebui să ne complacem în reglementarea pe care am, am propus-o ieri prin asumarea răspunderii, în sensul în care. Da, trebuie găsit o soluție pentru continuarea activității. E destul de delicat să faci aceste schimbări în mijlocul anului școlar și să perturbi cumva activitatea de la clase, dar cred că fiecare director de școală, fiecare manager, că este în domeniul sanitar, că este în educație, că este în instituțiile de cultură. Trebuie să ia acest semnal, acest, acest mesaj pe care guvernul îl dă foarte în serios și trebuie să caute să întinerească, pur și simplu, să dea o șansă tinerii generații să intre în sistem și să-și construiască o carieră în perioada următoare. Cu alte cuvinte, ar, aceste schimbări ar trebui să vină în timp, ar trebui să vină gradual. Nu am vrut să perturbăm activitatea în acest moment, dar. În egală măsură dăm un semnal tuturor celor care conduc aceste, aceste instituții să facă în perioada următoare pașii necesari cât să deschidă instituțiile lor către persoane care reprezintă tânăra generație și care pot intra în sistem în măsura în care primesc acest semnal de deschidere. Eu sunt un om responsabil și mențin afirmația făcută de la momentul audierii mele în comisiile parlamentare reunite și vă spun că nu am alt răspuns în afara celui pe care l-am dat deja și anume sunt datoare să respect legea. Pentru mine nu este o opțiune, aceasta este legea în acest moment, o voi aplica, o vom aplica. Sigur că te întrebi, uitându-te cu câtă ușurință Partidul Social Democrat a, a dispus în lege creșterea pensiilor cu 40%, te uiți cu puțină îngrijorare la modul în care au evaluat impactul unei asemenea creșteri. Să știți că și mie mi-ar plăcea să crească cu 50%, cu 60%. Oamenii merită să primească mai mult. De aceea, în mandatul meu, am început în mod deliberat cu o activitate susținută care să arate pensionarilor faptul că acest guvern și eu personal îi respect. Îi respectă guvernul, îi respect cu adevărat. Nu este întâmplător faptul că m-am plecat asupra subiectului recalculării pensiilor. Nu este întâmplător faptul că sunt atentă ca oamenii care își depun actele în vederea pensionării să primească pensia la termenul prevăzut de lege. Sunt oameni care au muncit o viață și pentru care acest stat trebuie să facă dreptate și trebuie să îi trateze cu responsabilitate. Cu toate acestea, în aceeași linie de responsabilitate, o spun, în momentul în care prevezi în lege creșteri, trebuie să fii conștient de impactul pe care aceste creșteri îl, îl vor avea și îm, sigur că există îngrijorări justificate vis-a-vis -vis de, de impactul în, în buget, dar... Nu există în ceea ce mă privește nicio, um, nicio intenție și nicio strategie alta decât să respect legea și prin urmare atâta vreme cât sunt în această funcție, să știți că o voi aplica așa cum este ea în vigoare. Sunt prevăzuți în buget, sunt prevăzuți în buget bani pentru această creștere. Um, sunt prevăzuți, iertați, sunt prevăzuți corect, dar dacă ei nu vor fi adunați și o să vi se spună de la Ministerul de Finanțe că nu sunt bani, ce o să faceți? Nu aș vrea să anticipez. Ar fi um, o lipsă de responsabilitate din partea mea să um, îngrijorez populația cu un scenariu asupra căruia nu am în acest moment control și nici elemente ca să pot să duc discuția în această privință. Vă pot spune doar că în cadrul echipei guvernamentale la momentul pregătirii proiectului de buget pentru 2020 atât al bugetului de stat cât și al bugetului asigurărilor sociale am prevăzut fondurile necesare pentru acoperirea sumelor necesare creșterii pensiilor și mă țin de acest lucru în calitate de ministru al muncii, sunt responsabilă de aplicarea legii așa cum este ea în vigoare. Ceea ce premierul a spus ca urmare a informațiilor pe care le comunic în legătură cu ceea ce centralizez aici la Ministerul Muncii este că se întâmplă în acest moment o evaluare serioasă a tipurilor de probleme pe care actuala legea pensiilor le-a generat. Acest lucru, da, se întâmplă. Nu S-a luat o decizie legată de elaborarea unui nou proiect al legii pensiilor. Nu vreau să ard etape și să concluzionez când nu am terminat evaluarea de care am nevoie. Am foarte multe mesaje de la pensionari, am informații pe care mi le-am structurat de la casele locale de pensii. În acest moment, ceea ce fac este o diagnoză a categoriilor de probleme pe care le-a generat legea pensiilor și constat o serie de disfuncționalități cu care voi începe în perioada, în perioada următoare de la începutul anului 2020, și anume constat o practică neunitară la nivelul caselor locale de pensii și um, voi cere casei naționale de pensii publice să uh, se implice în, uh, uh, în generarea unei practici unitare în uh, procesarea dosarelor și în... Uh, în interpretarea situațiilor punctuale pe care le întâmpină. Am nevoie să reglez situațiile generate de platforma, platformele electronice care gestionează informațiile privind calcularea pensiilor. Am foarte multe aspecte de rezolvat în plan managerial, în plan administrativ, până să uh, decelez problemele care pleacă din nevoia de modificare a legii. Nu o să mă feresc să uh, propun anumite corecții în cadrul legal actual, dar cred că avem, în primul rând, o problemă în sistem de a gestiona uh, situațiile încadrabile în, uh, în calcularea pensiilor înainte să vorbim de o nouă lege pensiilor. Deci, nu intenționați să crește vârsta de pensionare în mandat? Să știți că în uh, toată Europa vârsta de pensionare este prelungită. Este adevărat că speranța de viață și tipul de, de, activități și, în general, ecosistemul în care noi lucrăm în România este ușor diferit față de, față de alte țări, dar în general în Europa tendința este de creștere a perioadei de activitate. Cu toate acestea, Um, o reglementare clară care să mi se ceară privind um, prelungirea perioadei de activitate uh, nu, nu mi-a fost cerută, nu mi s-a indicat. Sunt atentă la, la acest lucru până nu termin această evaluare de care vă spun ca să-mi dau seama um, care sunt uh, tendințele în acest moment uh, la categoria de vârstă persoane care intră în pensie, au intrat de curând în pensie, să-mi dau seama care sunt problemele în acest moment. N-aș vrea să mă grăbesc să avansez cifre legate de, um, mă rog, schimbări în lege cu privire la vârsta de pensionare. Dorința mea este să facem curățenie și ordine în sistemul pe care îl avem în acest moment și să știți că este de 100 de ori mai dificil decât să te grăbești să dai o nouă lege a pensiilor ca să bifezi că nu e așa, ai prevăzut în lege tot felul de, de articole care să placă populației. Mai greu este să aplici legile, mai greu este să te asiguri că ele se aplică la fel în toate județele țării, mai greu este să determini sistemul să lucreze pentru pensionari, să înțeleagă nevoile, să se aplece cu celeritate și să rezolve um, cazurile în lucru. Eu sunt, am, am, ales abordarea mai grea, și anume de să încercăm să ne facem treaba în actualul cadru legal, dar dacă voi desprinde concluzii care să mă ducă în direcția completării, clarificării unor articole din lege, o voi, din actuala lege, voi înainta echipei guvernamentale aceste propuneri. N-aș vrea să anticipez, prefer să văd um, care este Tipologia problemelor generate de această lege, să văd unde am greșit sistemul, unde am lăsat ca lucrurile să uh, treneze când puteau fi rezolvate la timp, unde anume trebuie intervenit și în ce măsură e nevoie de legislație secundară înainte să bulversez întreg sistemul și să anunț o nouă lege a pensiilor, îngropând practic problemele nerezolvate ale actualei lege. Eu sunt pentru o atitudine uh, responsabilă la care trebuie să ne gândim fiecare dintre noi cred că în condițiile în care avem un pericol iminent, în sensul în care numărul persoanelor active descrește simțitor, astfel încât se vede cu ochiul liber că acest trend va duce la situația în care numărul pensionarilor să fie mai mare decât numărul celor în activitate și pentru că sunt de părere că fiecare dintre noi trebuie să evalueze din timp care să fie responsabilitatea pe care fiecare trebuie să o avem pentru perioada în care vom ieși la pensie și în care vom avea nevoie de venituri pentru a doua parte a vieții noastre. Încurajez economiile populației și încurajez oamenii să gândească responsabil față de față de perioada de după activitatea în cadrul, în câmpul muncii și de aceea pentru că pilonul 2 oferă această posibilitate de a-ți vedea contribuțiile și de a avea imaginea parcursului contribuțiilor tale așa cum sunt ele administrate de administratorii pilonului 2 Cred că este un sistem corect, cred că este un sistem care um, dă măsura corectitudinii în raport cu ceea ce contribui în vederea um, perioadei de după activitatea profesională. Nu înseamnă că nu înțeleg rolul pilonului 1, dar trasabilitatea banilor tăi, modul în care tu poți vedea ceea ce se întâmplă cu economiile pe care le faci, cu contribuțiile pe care le, le trimiți în pilonul 2, îmi dă mai multă siguranță pentru contribuabilii noștri și ca atare. Cred că e o chestiune de responsabilitate să gestionăm lucrurile de așa manieră încât să, să fie corecte pentru cei care contribuie în vederea pensionării. Intenționați în acest moment să creșteți contribuția la pilonul 2, să faceți transfer între pilon? Dacă acest lucru va fi oportun, oportun, da, eu sunt pentru creșterea contribuțiilor la pilonul 2, dar vom face etapizat acest lucru și pe baza unor analize care să nu crească deficitul la pilonul 1 și care să nu perturbe tot traseul contribuțiilor către pilonul 1. Vom face lucrurile pe baza unor analize care implică și echipa Ministerului Finanțelor Publice și, la momentul la care va fi cazul, vom consulta, vom fi transparenți cu privire la aceste decizii. Afectează o bună parte din populație, nu e o decizie pe care o vom lua peste noapte și în lipsa unei minime transparențe pe acest subiect. Deci, în acest moment, nu aveți discuții despre un anumit procent. Nu aveți discuții pe cifre sau aveți, câ la cât să crească? Prioritatea noastră, așa cum știți, a fost pregătirea bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat. Sunt chestiuni care ne-au implicat total în această perioadă. Discuții generale pe acest subiect am avut. Intenția, cum știți, este să ajungă la 6% contribuție în pilonul 2, nu atât de aplicate încât să, și acest lucru gradual, desigur, nu atât de aplicate încât să pot face o declarație pe acest subiect, la momentul la care, în urma evaluărilor și a analizelor pe care le vom face, repet, fără să afectăm pilonul 1, practic contribuțiile, la, contribuțiile noastre ale populației active în pilonul 1 înseamnă posibilitatea plății pensiilor astăzi în plată pentru oameni. În mod evident suntem responsabili față de acest lucru, ca atare orice schimbare care să afecteze într-un fel sau altul fondurile disponibile de la pilonul 1 va fi luată cu maximă responsabilitate și în urma unei analize. Sigur că deficitul mod tradițional la pilonul 1 a fost acoperit din bugetul de stat. Dar nu aceasta este soluția, așa nume să iei decizii peste noapte pe principiu că oricum se acoperă din bugetul de stat. Trebuie să o faci în mod rațional, trebuie să o faci în strânsă consultare cu, cu administratorii fondurilor de pensii private și, bineînțeles, cu o largă consultare a populației ca oamenii să aibă încredere că aceste schimbări nu le... Afectează cu nimic stabilitatea și controlul asupra contribuțiilor pe care le au în, în pilonul 2. Eu cred că în această privință. Sunt necesare mai multe măsuri, nu numai cele privind facilitățile fiscale, ci în primul rând măsuri care țin de infrastructura, de care în acest moment familiile nu beneficiază ca să își dorească să își mărească numărul de copii, să își dorească să își mă rog, mărească familia în, în esență. Ceea ce cred că lipsește prioritar României, este preocuparea față de punerea la dispoziție a unor condiții cum ar fi creșe, cum ar fi grădinițe cât mai aproape de locurile de muncă ale părinților, un pachet de măsuri care să încurajeze pe aceștia să ia în considerare creșterea familiei pentru că după ce acest lucru s-ar întâmpla, există tot ce au nevoie la îndemână ca să poată și continue activitatea profes profesională, ca să poată să-și continue viața armonios, fără să, fără se, să aibă vreo constrângere de orice natură. Ne preocupă acest lucru, este în fibra doctrinei liberale să sprijinim familia și să găsim soluții pentru, concrete pentru acest lucru, însă răspunsul la, la, această întrebare depășește posibilitățile de mandat ale Ministerului Muncii și se referă la un pachet de măsuri care au legătură cu Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale, au legătură cu responsabilitățile Ministerului Finanțelor. Personal, cred că ceea ce lipsește în acest moment este, în primul rând, această, um, această infrastructură, aceste minime condiții pentru părinții care um, și-ar dori să aibă mai mulți copii, dar își pun problema că nu au cu cine să îi lase în momentul în care revin în activitate, că nu au posibilitatea și nicio perspectivă pe care statul să le ofere, să le ofere că vor reuși să aibă o viață de familie ușoară și după ce își măresc familia. Cred că aici trebuie să lucrăm și sunt resurse în acest sens și toată disponibilitatea să, să vedeți și niște schimbări în perioada următoare. Despre criza forței de muncă am văzut că a fost majorat contingentul de lucrători străini la 30.000. Mă întreb dacă nu aveți vreo intenție de a căuta forță de muncă disponibilă în România. Nu intenționați poate să lucrați la acele ajutoare sociale care țin pe unii oameni care sunt în stare să muncească și nu o fac? Sunt mai multe aspecte care trebuie punctate aici. E adevărat, am adus în guvern o hotărâre privind numărul contingentului forță de muncă din exteriorul României care să lucreze aici. Nu este o creștere semnificativă față de anul trecut, dar suntem foarte atenți și în dialog cu atât cu sindicatele cât și cu patronatele și avem disponibilitatea ca acest număr să crească pe parcurs Cursul anului viitor, funcție de semnalele pe care uh, acești parteneri uh, uh, ni le dau. În același timp, însă, cred că um, sunt câteva lucruri pe care le putem face în continuare și m-aș referi doar la câteva. În primul rând, cred că avem o problemă serioasă în ceea ce privește activitatea aneofeme și a urilor Sunt foarte dezamăgită de modul în care acestea realmente se implică, pe de-o parte, în sprijinirea angajatorilor să găsească forța de muncă calificată în comunitățile în care își desfășoară activitatea, și pe de altă parte, cred că între AGOFM-uri și piața forței de muncă există o insuficientă legătură. Oamenii nu au încredere decât cei care nu au altă posibilitate. În sistemul public de recrutare, la și la să. Ajutor. Mă refer la angajați, pe de-o parte, dar și la angajatori. Oamenii, an... șomerii, oamenii în căutarea unui loc de muncă, nu au încredere. Preferă să ducă pe piața liberă, preferă să apeleze la entități private care să le caute un loc de muncă. Preferă să își găsească singuri, din aproape în aproape. Cert este că, în acest moment, din păcate, statul a ieșuat în a se face vectorul prin care cererea să se întâlnească cu oferta. Nu cred că avem o problemă de gravă de lipsa forței de muncă, ci doar că nu avem. Pârghile, și nici nu proiectăm credibilitate în relație cu oamenii activi care um, doresc să se implice pe piața muncii, dar care nu ne privesc cu încredere pe noi, instituțiile publice, nu găsesc că acesta este, aceasta este pârghia prin care să-și găsească locul de muncă potrivit. Pe de altă parte, constat o reticență din partea întregului sistem, inclusiv în componenta fiscală cu privire la noile forme de muncă. Cred că a venit momentul să discutăm de mai multă flexibilitate în piața muncii, concomitent cu o regândire a sistemului de impozitare a muncii. Este adevărat că la începutul acestui mandat am fost foarte activă în deblocarea unor situații care afectau pensionarii, dar vă asigur că în egală măsură, și se va vedea acest lucru de la începutul anului, mă preocupă populația activă și mă preocupă cadrul general în care în acest moment se încurajează sau nu, părerea mea este că nu. Munca și desfășurarea activităților în diferite domenii cred că nu avem suficientă înțelegere față de schimbările care au loc în piața muncii. Cred că între stat și piața muncii nu există în acest moment o legătură și o cunoaștere reciprocă suficientă și am de, am de gând să iau niște schimbări radicale în acest domeniu. În primul rând, în ceea ce privește arhitectura instituțională, respectiv am de gând să. Mă implic mult mai mult în, în încurajarea schimbărilor legislative, astfel încât să. Aceasta. Categorie largă a celor care au nevoie de flexibilitate, au nevoie de uh, mai multă încredere în, și mai puțină birocrație și mai multă încredere în rezultatele muncii și mai puțin în proceduri, să găsească în mine partenerul care să le susțină cauza. Am ținut foarte mult la acest aspect. Uh, proiectul era deja în Parlament și uh, m-am bucurat să văd că, că el, a, uh, el a trecut prin Parlament și că am ajuns la rezultat. Eu sunt pentru pentru impozitare pentru cât muncești. Dar ce să faceți? Vă referiți la, vă întoarceți la forma anterioară de impozitare? Adică aveți o soluție pentru acea teoretică muncă la gri? Soluția mea este reformarea inspecției muncii. Aici oamenii trebuie să iasă mai mult în teren. Aici am o problemă de credibilitate serioasă Aici am o problemă de a ne face treaba corespunzător și mă uitam pe statisticile de la București și de la Ilfov și sunt nesatisfăcătoare pentru mine la nivelul activității Inspecției Muncii, celor două Inspecția Muncii București și Ilfov. Acolo unde există muncă la negru, la gri, să știți că va trebui să o vedem, nu să ne întoarcem cu spatele și să ne facem că nu există. Cu toate acestea, eu așa sunt construită, am încredere în corectitudinea oamenilor. Nu pot să plec de la premiza că suntem toți niște infractori cu gândul la cum putem, cum putem ocoli legea. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Trebuie să fii impozitat pentru cât muncești. Nu poți să fii impozitat pentru mai mult decât timpul pe care îl, îl petrece în activitate. Nu poți să fi impozitat pentru sume pe care, pe care tu de fapt nu le, nu le câștigi pentru că muncești mai puțin decât un contract uh, pe durată, uh, pe activitate completă. Prin urmare, țin la acest principiu al corectitudinii pe care vi l-am subliniat și la începutul interviului, Um, nu pot să plec de la premiza că n-ar trebui să îi respectăm pe cei despre care vă vorbesc și anume pe cei care totuși nu muncesc timp de lucru complet, ci muncesc parțial și ca atare pe acest timp parțial trebuie să fie impozitați. Nu am cum să nu îi respect pe acești oameni și să solicit de la ei niște bani pentru ceva ce ei nu au muncit, dar nu înseamnă că acolo unde există cazuri în care de fapt se întâmplă și asemenea lucruri și anume situații în care se lucrează pe timp de lucru complet și se preferă un contract limitat cu suplimentarea cu prin completarea. Sumelor de bani în altă formă, nu ar trebui să luăm măsurile care se impun. Pentru acest lucru voi cere un, o activitate alertă susținută a inspecției muncii în teren în cursul anului viitor, fără ca cineva să se sperie că în acest plan de control vor fi vizați cu intenție unii sau alții nu cu toată obiectivitatea pe șantion, pe zonele în care se, din care sunt semnale că poate exista tradițional un pattern, un mod de a lucra care să fie dincolo de lege sau în afara cadrului legal în aceste zone prin eșantion, așa cum face orice instituție care își folosește resursele în mod eficient inspectorii vor, vor fi mult mai prezenți în spațiu public pentru că cele două măsuri trebuie să meargă în paralel. Corectitudine, dar totuși acolo unde există situații de încălcare a legii trebuie să le vedem și trebuie să luăm măsuri. Consumatorul vulnerabil de energie, lucrați la definirea lui, dacă puteți spune ceva pe acest subiect? Lucrăm împreună colegii de la Ministerul Economiei, suntem mai multe echipe implicate. La momentul la care vom avea o, o părere consolidată, pentru că suntem în acest moment într-o analiză tehnică pe acest subiect, bineînțeles că vom, vom comunica public. Dar se va liberaliza... În curând, mă rog, în câteva luni, piața de energie și de asta vă întreb, nu aveți ceva mai aprofundat? Suntem în plină analiză, le-am încercat să le gestionăm în ordinea priorităților în această lună și jumătate de când suntem în guvern. Vă asigur că va exista o comunicare publică pe acest subiect, nu doar o comunicare, o consultare. Este un subiect sensibil și cu impact social puternic. Vă asigur că va exista o consultare, nu doar o comunicare pe această temă în viitorul apropiat. Detașările angajaților din privat în instituțiile publice înțeleg că Mă rog, nu se vor mai face, ce se întâmplă cu cei care deja există în anul 2020, ce se întâmplă De la momentul intrării în vigoare a modificărilor, lucrurile sunt foarte clare. Cei care sunt în activitate vor trebui să opteze, să decidă cum, ce vor să facă. Contractele se trebuie să întrerupte, e vorba despre oameni care vin din sistemul privat și care ocupă funcții publice nu ar trebui să ne îngrijorăm în ceea ce îi privește, sunt oameni care vin din sistemul privat, sunt obișnuiți cu piața liberă, sunt convinsă că vor merge înapoi în spațiul privat și își vor continua activitatea. Dacă vor fi interesați de domeniul public, vor lua decizia de la caz la caz fiecare. În mod evident, acolo unde există posturi disponibile, ei pot candida și pot să-și depună dosarul și să treacă prin etapele de evaluare ca orice alt angajat deja existent în sistemul public care se reorientează într-o formă sau alta, prin urmare, Aici este o chestiune din nou de corectitudine, sistemul public trebuie să se bazeze pe acces la cariera publică prin, pe baza regulilor existente în acest moment orice formă prin care se ocolește de fapt regula de bază și anume ai acces în sistemul public printr-un concurs și în urma unei evaluări trebuie să înceteze și sunt convinsă că cei care tocmai vin din spațiul privat deci vin dintr-o cu totul altă filozofie înțeleg că apele trebuie să fie separate, ceea ce nu e o să, cum vă spuneam, dacă apreciază că de aici încolo cariera lor trebuie să continue în sistemul public, nu, nu înseamnă că sunt împiedicați să își depună dosarul și să candideze pentru pozițiile vacante din instituția în care au activat, dintr-o altă instituție din sistemul public în general. Și o ultimă întrebare, în cazul adopțiilor copiilor din sistem, cazul de asta primăvară de la Mehedinți v-a făcut să vă schimbați cu o opinia în legătură cu sistemul de abducții? Sau ați tras vreo concluzie în urma acelui, acelui eveniment, acelui caz? Urmăresc uh, cazurile care afectează copiii de mai multă vreme din activitatea mea profesional, profesională dinaintea poziției publice pe care o ocup acum. Cazul uh, mi-a confirmat uh, anumite concluzii pe care le aveam în această privință și vă spun pe scurt care sunt concluziile mele. Pe de-o parte, uh, cred că în sistem, deși clamăm acest lucru, am uitat să punem în centru binele copilului. Uh, e adevărat tot ce înseamnă angajația ai sistemului, tot ce înseamnă persoane cheie, cum sunt asistenții maternali, tot acest echipă um, e foarte importantă în evoluția unui copil, dar ceea ce trebuie să primeze este interesul copilului. În interesul copilului, asistentul maternal trebuie să joace un rol de, a, de pregătire a, acestui, a acestor copii în vederea adopției. Um, găsirea unei familii pentru copii, mi se pare că trebuie să fie o familie în care el să fie integrat, în care să nu se simtă um, ca și cum tranzitează, ca și cum se află într-o etapă intermediară, ci chiar să simtă copilul că este familia în care va trăi pentru um, Toată viața pentru atât cât, mă rog, până devine adult și până își construiește propria familie. Dar situația asta de provizorat în care el practic nu este integrat în familie din moment ce nu este adoptat, mi se pare destul de grea pentru un copil și aș pune accent din nou pe interesul lui. Prin urmare, Consider că toți cei care lucrează în sistemul de protecție al copilului, de la cei din, din sistem, din aparatul public care gestionează sistemul de îngrijire al copilului, până la colaboratorii și cei care desfășoară activități deosebit de importante pentru creșterea copilului, cum sunt asistenții maternali, toate aceste persoane trebuie să nu pierdă din vedere acest ultim interes și anume adoptarea copilului, așa nume integrarea lui cu adevărat într-o familie. Dacă asistentul maternal nu are această intenție de adoptare, ar trebui să pregătească copilul, să îl să -l ajute să înțeleagă care sunt următoarele etape și ci nu să-l lase complet nepregătit în fața unei schimbări radicale din viața lui, la o vârstă la care are nevoie să fie pregătit ca să știe care sunt uh, schimbările care urmează. Um, țin foarte mult uh, să. Punem în centrul preocupărilor sistemului interesul copilului copiil și a copiilor în general, și ca atare fac un apel către toți cei care contribuie în, până la momentul adopției la îngrijirea unui copil să îl pregătească pe acesta ca să nu treacă prin traume și prin schimbări bruște în viață, fără să știe ce se întâmplă și fără să fie pregătit pentru aceste schimbări. Doamne ministru, doamne. Și eu vă mulțumesc și permiteți-mi să urez sărbător cu bine tuturor, să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Eu am fost un ministru care a dialogat foarte mult în acest sfârșit de an cu, cu toți beneficiarii noștri ai sistemului gestionat de Ministerul Muncii Protecției Sociale, cu tot cu instituțiile din coordonare. Am primit toate aceste mesaje, le-am citit pe toate mi-am bazat deciziile pe aceste mesaje și pe semnalele pe care le-am primit ca atare. Faptul că mulțumesc, să știți că nu este din politețe. Este o mulțumire sinceră pentru toți cei care mi-au urmărit activitatea, pentru toți cei care așteaptă de la Ministerul Muncii să vadă rezultate. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Crăciun fericit, să ne vedem cu bine!